Zeci de oameni au urmărit timp de aproape o jumătate de oră un show de excepție. Fațada prefecturii Gorj a fost căldată în proiecții video inedite, iar cerul a fost brăzdat de lumina laserelor multicolore. Imagini cu cele mai importante personalități ale Gorjului, dar și cu obiective turistice sau scene de luptă din primul război mondial, au făcut parte din show-ul Video Mapping. Mausoleul Ecaterinai Teodoroiu, eroina de pe Jiu căzută în primul război mondial, a fost de asemenea scăldat în proiecții de excepție. Cei prezenți au fost impresionați de spectacol. Cei mai mulți au văzut pentru prima dată un astfel de show, în timp ce alții l-au considerat un cadou al propriei aniversări. De pentru prima dată când văd așa ceva, m-am venit la invitația unei bune prietene și mă bucur că sunt în seara asta aici. Începe și Târgu Jiu să se ridice la nivelul marilor orașe din Europa. Am mai văzut așa ceva? Da, la Geneva, în Elveția, și la Annecy am văzut un spectacol de lumini de nivelul acesta. Deja suntem pe drumul cel bun. E fără cuvinte. Într-adevăr, zilele orașului nostru, a târgujenilor. Spectacolul s-a încheiat sub o ploaie de confeti spre bucuria firească a celor mai mici dintre târgujieni. Tot a fost foarte frumos. Mi-a plăcut cel mai mult când am aruncat cu confeti. Spectacolul de lumini și muzica aia. Spectacolul a fost organizat cu ocazia aniversarii a 610 ani de atestare documentară a orașului, iar autoritățile spun că până la sfârșitul săptămânii, evenimentele de acest gen se vor ține lanț.